Câțu, servicii, prim-ministru, urmașul nostru. Poftiți? Eu zic să ne oprim aici. Păi stați o secundă. Vă rog frumos. Orban, prim-ministru. Da, da. Ați dat niște exemple care... Ciucă, prim-ministru. Ați dat exemple care... deși sunt ale... Tocmai pentru că sunt din Partidul Național Liberal, sunt cât se poate de dureroase pentru mine. Da. Păi de ce? Păi pentru că am devenit membru al Partidului Național Liberal în 2007. Da. Practic, munca mea de reformist era o muncă, evident, în direcția unei economii liberale în sensul european al cuvântului. Partidul Democrat era un partid social-democrat, dar, să zicem, în felul în care era Michel Rocard în Franța sau Felipe González în Spania. Dar v-au întrebat prim-ministri ăștia, v-au întrebat vreodată ceva, v-a sunat cineva vreodată să vă întrebe? Nu. De sănătate, ce mai faceți? Nu. Haideți să facem un exercițiu de imaginație, vă rog. Am încredere în imaginația noastră, chiar după atâta timp. Uite, să fac 35 de ani la Revoluție. Aniversăm Revoluția sau da, a fost lovitură de stat sau Revoluție? Nu, asta cu eu zic că a fost Revoluție, știți părerea mea din totdeauna. Ați spus o întrebare pentru care mulțumesc. Când se spune chestia asta că lovitură de stat, mă doare grozitor. Va să zică, nu? Am fost la baricadă. N-am fost mulți, să știți. Știu povestea. 120-140. În momentul când s-a declanșat măcelul la ordinul lui Ceaușescu și au început să tragă securiști, milițieni și așa mai departe, din 81 câți mai eram acolo, 39 au fost căsăpiți, masacrați. Din 39, 17 aveau sub 18 ani. N-a fost revoluție. Ăștia erau agenții cuiva, noi eram agenții cuiva. Adică e chiar o nerușinare chestia asta. Adică din tot sufletul meu, din toată intimitatea ființei mele, că am fost acolo, puteam să mor. Dumnezeu m-a ținut în viață. Dar cum n-a fost? Atunci ce a fost? De o lovitură de stat. Că după aceea, eu sunt produsul unei lovituri de stat, nu? Eu sunt produsul unei lovituri de stat. Care lovitură de stat? N-am avut niciun fel de... am participat la niciun fel de, știu eu, comploturi sau de lucruri de genul acesta. E... revoltător. Adică suntem din prima clipă de când am ajuns prim-ministru. Am luat-o mai repede decât toate țările foste socialiste pe drumul reformei. Când în octombrie 1991 aveam cea mai avansată reformă în România. Și a fost lovitură de stat. Cine? Zice, Iliescu s-a înțeles cu generalii. Dar Iliescu, bun, eu s-a înțeles, întrebat, dar Iliescu, dar stați puțin. Da, dar noi suntem o țară democratică, nu? Am multe lucruri și grele cu Iliescu, ca să zic așa. Dar la alegerile din mai, care au fost alegeri libere, recunoscute, primele alegeri libere, ca să zic, concret și direct, a luat... cât a câștigat? 80%? 80%, da, mă rog. Adică... și România venea după 50 de ani de comunism. Era okay, greu. Da. A căutat niște figuri paterne. Era greu să îi aleagă pe Raciu, i-am avut în studio, pe Coposu sau pe Câmpeanu, domnule prim-ministru. Câmpeanu a fost candidat. Coposu nu. Coposu nu. Nici nu. Dar nici Raciu, nu, a fost, nici Raciu a fost. Raciu a fost. Eu auzeam atunci expresii și știu. Am trei vremurile alea. Aveam totuși 24-25 de ani. Ce vrei să vină Raciu să-mi ia plapuma după mine? Sunt mulți români care ziceau asta. Erau... Vedeți că în decembrie trebuie să veniți când veniți cu puloverul. Îl aveți, da? Îl avem, sigur că... Haideți să vă întreb altceva. Apropo de Rusia, iar ce s-a întâmplat? Cu toate acestea, în 1997, am câștigat ceea ce... adică absolut. PD-ul cu CDR-ul împreună... 96, da, ați fost la guvernare, erați președintele... Ori asta a fost 4 ani mai târziu. Președintele Senatului. 4 ani mai târziu. Tocmai de asta. Știți ce și am reușit să ducem lucrurile în direcția necesară. Apropo de ruși, când erați prim-ministru, ați întâlnit, cu Putin v-ați întâlnit? Nu, niciodată. Dar cine era în... Gorbaciov. V-ați întâlnit cu Gorbaciov? Păi da, sigur că m-am întâlnit. În 7 iunie 1990 a fost ultima întâlnire la vârf a pactului de la Varșovia, la Moscova.
Și? Pe 7 iunie. Pe care 7. Era aerul, atmosfera? Păi a fost, erau acolo toți cei mari, Havel, Walesa, toate figurile mari. Eu Gorbaciov? La... Bineînțeles, Gorbaciov a venit acolo cu o propunere, și anume fie să se desființeze și NATO și Pactul de la Varșovia simultan, fie Pactul de la Varșovia să fie reformat. Și eu, în ședința de acolo, am spus foarte clar, România nu e de acord cu aceste două propuneri, pentru că România are intenția să se apropie de NATO. Deci a spus încă de atunci, din 90. 7 iunie 1990. Uh-huh. Iar pe 24 iulie, când eram deja ales prim-ministru de Parlamentul Liber ales, i-am trimis o scrisoare secretarului general al NATO, Manfred Wörner, în care i-am spus, de o manieră diplomatică, noi vrem să intrăm în NATO. Bun. E o lume complicată, sau o nouă dezordine mondială, i-a spus eu. Cum vedeți dezordine mondială. Cum vedeți traiectoria României în următorii ani? Am precizat și puțin mai devreme că sunt două componente. Este componenta Uniunii Europene și este componenta națională. De componenta națională s-a ocupat prea puțin politică. Și am dat exemple concrete și, dacă vreți, putem discuta până mâine dimineață, fiindcă această temă o stăpânesc, cred, bine. Componenta Uniunii Europene depinde de voința Uniunii Europene de a exista ca entitate globală. Și ea trebuie reformată. Ea trebuie... transformată. Este o misiune extrem de grea. Și anume, să întărești Uniunea Europeană, să o transformi într-un pol al lumii, ținând seama și incluzând cu inteligența, armonios, identitățile naționale, care astăzi pare că sunt împotriva ideii de Uniunea Europeană. E o contradicție în termeni. Ați văzut că multe partide dar zise, pot coexista. Multe partide de extremă, zise de extremă dreapta, acum în Germania, dar avem până și în Suedia, Franța, bineînțeles. Vedem că România se schimbă Spania, și Italia. Din punctul ăsta deci, de vedere. Aceste partide suveraniste. Zise suveraniste? Da, mă rog. Atenție. Nu mai vorbesc împotriva Uniunii Europene. E adevărat. Asta e toată tema. Deci, asta e toată filozofia. Am văzut un sondaj. Dumneavoastră veniți și spuneți și prin noi înșine și în Uniunea Europeană. Bineînțeles. Ce sondaje ați văzut? Și asta, da, exact. Prin noi înșine, vechea deviză liberală, Partidului Național Liberal și în Uniunea Europeană. Este o conviețuire cât se poate de pozitivă și fructuoasă, rodnică. Ar trebui să se înțeleagă asta și la nivelul conducerii Comisiei Europene, Uniunii Europene. Da, ai nevoie de politicieni care să-și expună cu claritate, ținând bine, având bine în minte expertiza privind regulile Uniunii Europene. Pentru că da, nu te duci... Dar și promovând și identitatea națională. Nu, promovând interesul național. Interesul național. Interesul național înseamnă și identitate națională. Interesul înseamnă concret ce faci acum pentru asta. Ce sondaj ziceați că ați... Este un sondaj care arată foarte interesant că încrederea, aprobarea pentru Uniunea Europeană a europenilor, a cetățenilor din Uniunea Europeană a crescut tot timpul, în ciuda faptului că există aceste partide zise de extremă dreaptă, care sunt reticente, ca să nu zic rezistente, față de Uniunea Europeană. Asta e o realitate. Adică e foarte, foarte interesant. Peste tot. Dar vi s-au părut tot ceea ce trebuia aceste politici europene nu, din ultimii nu, ani? Nu. E limpede că avem o excesivă birocratizare a deciziei, dar noi la nivelul de vârf al Uniunii Europene, noi nu discutăm, adică ei, nu discută exact despre această temă. Dom'le, cum armonizăm politicile Uniunii Europene cu politicile naționale? Pentru că ele se pot angrena. Nu trebuie se eu... Se pot armoniza, exact ce spuneați. Marius, nu trebuie ca eu să zic... Dom'le, eu îmi îndeplinesc un interes al meu, economic, național, împotriva lui. Nu e nevoie. Nu e nevoie de așa ceva. Mm-hmm.
Nu e nevoie. Fiecare, asta înseamnă. Am scris o lucrare, un studiu pentru Uniunea Europeană în sensul ăsta. Și acolo cred că am demonstrat, nu sunt singurul, desigur, am demonstrat că această capacitate a fiecărei țări de a dezvolta ceva într-un ansamblu coerent al Uniunii Europene este întru totul posibilă. Haideți în câteva minute, le spuneam celor care ne urmăresc că va fi o a doua emisiune în această seară, în premieră cu Dan Diaconescu. Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu America? Cum vedeți tot ceea ce se întâmplă? Ceea ce se întâmplă cu America e îngrijorător. Adică diviziunea asta foarte, foarte dură. Vorbim cu prieteni din America, oameni care au avut funcții foarte importante. Am vorbit cu John Ashcroft, care a fost procurorul general. Am vorbit cu doi foști numărul 2 în Congres. FBI. Nu mai spun senator. Deci am vorbit și am spus, zic, dom'le, dar asta la fondul americanismului, zic, ăsta nu este atins. Nu, zice, ăsta nu este atins. Zic, și atunci diviziunea asta, că ai impresia că și-ar da în cap. Da, în pragul unui război civil se vorbește despre asta. Da. E o situație foarte, foarte ciudată. Există o importantă parte a americanilor, aproape jumătate să spune, care au resentimente foarte puternice. Foarte puternice în care sunt cât se poate, nu sunt decât prejudecăți până la urmă. Fiindcă economia americană se prezintă foarte bine. E singura economie, și cea chineză, dar pentru forța pe care o are, puterea pe care o are, economică pe care o are Statele Unite, e colosal. Ea este dovedit în bună măsură, posibilă datorită influxului de imigranți, care sunt forță de muncă. Și pe de altă parte, sunt... E o întreagă dezbatere pe tema imigrației. Dom'le, nu, ăștia ne... Adică, ați văzut, nu? Trump a dat un exemplu complet absurd despre niște imigranți din Haiti care mâncau câini și pisicile. Adică, a insistat asupra acestui lucru. A insistat că se întâmplase un caz, dacă se întâmplase izolat și așa mai departe. Nici cazul ăla nu s-a putut documenta. Da, e greu să... Bun, dar probezi o... Adică lupta politică la americani... Dar retragerea lui Biden, vă așteptați la ea? Eu mă gândeam că Biden are, dacă din punct de vedere fizic, al tonusului fizic, el ar fi fost... El era mult mai bun decât Kamala. El învingea pe Trump. Pe Trump. Pe când acum e foarte greu de spus. Mulțumesc mult pentru participarea extraordinară. Vă așteptăm în studiouri cu prilejul alegerilor. Îmi spuneați că veți fi aici pe 8 decembrie. Vreau da, cu plăcere. Să analizăm ce se întâmplă în turul 2 alegerilor prezidențiale din România. E o bătălie importantă și... Poate până atunci discutăm și despre ce se întâmplă în America. Nu mi-a spus când plecați în China. Plecați la început de noiembrie? Da. Bun. Putem și să facem o corespondență specială acolo. Nu la început de noiembrie. Mai vorbim. Ideea este că acolo aș vrea să fiți un colaborator permanent al Gândului și al Marius Tocășou. Cu plăcere, am venit întotdeauna. E importantă experiența, expertiza dumneavoastră. Și mai ales că sunteți întotdeauna bună. Mai ales că sunteți atât de prezent, călătoriți foarte mult. Sunt puțini care știu că ați publicat articole importante în premieră, în știință, în presa americană. Sincer, avem timp să discutăm foarte mândru despre toate.